Feed-ul e la fel, nu s-a schimbat nimic. În afară de faptul că pot să postez și poze în alt format, nu doar cel pătrat, feed-ul e la fel. La story-ul găsim noutăți în permanență care să te țin acolo și modalitatea de interacționa cu follower și tăi. Avem zona de questions, avem poll-uri, unde poți să afli lucruri de la urmăritorii tăi, gen ce ar vrea să o vadă de la tine, ai o dilemă, vrei să-i ții acolo, îi ții acolo, da? Avem partea de music, unde e foarte cool, pui filmulețe slow motion, pui tot felul de content cu muzică direct de acolo, nu trebuie să mai folosești 10.000 de aplicații, este totul la îndemână, da? Avem stickerele. Stickerele care pot fi folosite și de brand-uri, da? Și pe care și noi le, adică noi le folosim și brand-urile pot veni să-ți facă stickerele lor pe care noi să le promovăm ca utilizator, da? Și nu în ultimul rând vorbim despre filtrele de Instastory care sunt noua senzație, da? Și nu vorbim despre filtrele acelea care îți fac pinții mai alți sau pielea mai smooth, cu toate că dacă ai, nu știu, dacă ești Colgate sau L'Oreal, s-ar putea să te ajute, da? Și ne referim la filtrele creative și contextuale. Și aș putea să vă dau un exemplu. Cineva din Onescuad, comunitatea noastră, a creat un filtru inspirat de criza creată de coronavirus și de nebunia cu măștile care nu se mai găseau în magazine și a creat o mască virtuală. Un filtru care a fost folosit de foarte multă lume, inclusiv de, să zicem, vedete care au îmbrățișat trenul, să spun așa, da? Ceea ce vreau să punctez aici este că filtrele dau oportunitatea atât brandurilor cât și creatorilor de conținut să facă real-time marketing într-un mod super relaxat și cu potențial mare de viralizare. Mulțumesc! Mulțumesc frumos că ai răspuns direct, exemplu și cu toată voice.